Dragi prieteni, vă salutăm de aici, de la Cluj-Napoca, din centrul Transilvaniei, unde se află studioul Credo TV și unde, cu bucurie, pregătim emisiunile noastre pentru dumneavoastră. Iată o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile, pe care vă voi prezenta-o cu drag, invitată fiind Ioana Balic, originală din Baia Mare, dar care acum este misionară de carieră în Spania. Bine ai venit, Ioana! Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă simt așa de binecuvântată să fiu aici. Mă bucur că ești aici și deja, cum am discutat înainte de emisiune, am simțit așa o bucurie mai mare să te revăd și simt că ești o persoană încărcată de elan și de prezența lui Dumnezeu și abia aștept să ne împărtășești lucruri pe care le-ai experimentat și care noi, cei de acasă, nu avem ocazia să le cunoaștem în mod direct. Dar hai să începem cu familia ta, cu ce binecuvântări ai pe lângă tine, în primul rând. Da, mă numesc Ioana Balic, căsătorită cu Ștefan Balic. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu două fetițe, Hadassah și Joyce. Originea, așa cum ai spus-o, eu am două origini, așa numesc, origine fizică și origine spirituală. M-am născut în județul Bistrița Năsăud, sunt de origine fizică de acolo, dar originea mea spirituală, într-adevăr, este din Baia Mare, pentru că acolo l-am cunoscut pe Dumnezeu, m-am adâncit în El și am primit moștenirea asta veșnică. Ca familie, suntem misionari acreditați ai Agenției Pentecostale de Misiune Externă. Am misionat în El Salvador, Dumnezeu ne-a dat harul acesta și în prezent slujim comunitatea musulmană din Europa, mai precis Spania. Cum e în Spania? Câteva impresii din câmpul de misiune. Spania pentru noi reprezintă un loc, vorbesc din perspectiva chemării, din perspectiva a ceea ce suntem și împuterniciți în vremea asta de Dumnezeu să fim acolo, există pentru noi, ca familie, este un loc ales de Dumnezeu, un loc geografic în care să fim, să slujim. Vedem oportunități atât de mari în vremea asta pentru Europa, în primul rând o libertate religioasă care pe noi ne favorizează să-L mărturisim pe Iisus între națiuni, ca și țară, într-adevăr, o climă, să spun, deosebită, dar cu un secularism foarte puternic. Zona în care noi ne găsim, Catalonia, are pe de-o parte secularismul impregnant, invazia musulmană la fel de impregnantă și vocea slabă, dar care cred că Dumnezeu vrea să o facă puternică, este creștinismul, care a scăzut foarte mult. Noi vedem lucrurile din punctul ăsta de vedere. Spania a cunoscut o îmbogățire, să spun, a avut stadiul de înflorire, dar pentru că a întors spatele lui Dumnezeu, sunt repercursiuni, omul nu mai are frică, respect de Dumnezeu și de aici a căzut asupra țării mai multe efecte negative decât cele pozitive. Așa văd eu Spania din punctul meu de vedere. Ai putea să ne prezinți pe scurt cum te-ai întors tu la Domnul și cum ai devenit misionară? Mă simt binecuvântată de fiecare dată când trebuie să mărturisesc între popoare, în mijlocul poporului meu, ceea ce a făcut Dumnezeu cu un om fără speranță, cu un om care nu aveam direcție, să spun. Mă fascinează Dumnezeu când văd ce bine susține cu harul Lui pe copiii Domnului și mă fascinează Dumnezeu când văd că ia oameni din lumea asta pierdută, care au fost falimentari și le reabilitează viața. Eu am fost în cea de-a doua categorie, luată, să spun, de pe străzile acestei lumi, în care am gustat din gunoiul acestei lumi și am văzut că nu mă poate împlini nimic. Dumnezeu m-a reabilitat, Dumnezeu m-a născut din nou, Dumnezeu m-a reînviat, m-a dus la viață și asta mă face să-L iubesc, în primul rând, să trăiesc în El și toată viața mea să fie necondiționată
pentru gloria lui Dumnezeu. Practic, m-am născut în Bistrița, provin dintr-o familie cu 4 copii, 2 frați, 2 și mai am încă o soră. Părinții mei nu ne-au învățat, să spun, valorile creștine. Nu am avut o educație creștină, nu am avut parte de harul acesta. În anul 1995 am plecat din Bistrița la Cluj-Napoca. Am terminat la Cluj Facultatea Babeș-Bolyai, specialitatea biologie. În anul 2000, după ce am obținut licența, Dumnezeu, prin niște circumstanțe, eu le numesc supranaturale, a făcut să ajung în orașul Baia Mare. Am, ca tânără, doritoare de să cunosc ceea ce necunoscut, am avut și eu o prietenie. Prin contextul acesta eu am ajuns la Baia Mare, urmând să mă căsătoresc cu un anumit băiat. Ajuns în oraș, Dumnezeu a făcut ca să obțin un post de profesoară la Colegiul Economic din Baia Mare. S-a întâmplat acolo ceva. M-aș bucura ca dacă o parte dintre foștii tăi elevi să ne urmărească acum și să vadă traseul pe care te-a dus Dumnezeu. Rodul rugăciunilor lor, pentru că spun lucrul ăsta, m-a impresionat la ei foarte mult, nu că s-au uitat la starea mea de păcat, m-au văzut, eram o persoană păcătoasă, ci ei au trecut de ceea ce se vede, la vedere, au trecut la credință și s-au încrezut în puterea Duhului Sfânt care mă poate transforma pe mine. Și de asta notez aici că este foarte important să ne rugăm pentru o persoană care nu-L cunoaște personal pe Iisus să fie chemat numele Domnului peste acea persoană. Dumnezeu a ascultat și a onorat rugăciunile lor, că s-a întâmplat ceva în parcursul vieții mele, în trăirea mea, a fost ceva deosebit. Mie îmi place să numesc cuvântul acesta supranatural, pentru că a ieșit din sfera naturalului. Ceea ce s-a întâmplat n-a fost dorit de mine, n-a fost căutat de mine, a fost niște circunstanțe care Dumnezeu le-a creat. Și am ajuns într-o seară de evangelizare la Biserica Pentecostală Muntele Sionului, unde pot să spun că am avut un impact, un șoc, să realizez că în mijlocul orașului există oameni, eu îi vedeam atât de deosebiți căutători de Dumnezeu și să-mi dau seama că dacă nu mă împac cu Dumnezeu, sunt un om pierdut. Că am nevoie de Dumnezeu și fără Dumnezeu viața mea nu mai poate continua o zi. Este o cercetare atât de profundă a Duhului Sfânt care se face, că noi oamenii, eu nu pot să-mi găsesc și să exprim în cuvinte ceea ce am trăit și ceea ce profunzimea trăirii cu Dumnezeu, nu suntem prea săraci în cuvinte să explicăm lucrul ăsta. Atât de profund m-am simțit cercetată de Duhul lui Dumnezeu, că din acel moment l-am dorit pe Dumnezeu. N-am știut cum să ajung la El, n-am știut cum să-L caut, dar l-am dorit cu toată inima. Lucrurile nu au fost așa de simple, urma să fac o alegere de viață, și s-au deviat puțin. Eu doream mai mult să merg la părtășie, la biserică, doream să citesc mai mult din Biblie și așa a avansat situația, încât punctul culminant a fost într-o seară din iulie, în care am stat față în față și am fost pusă înaintea unei alegeri. Nu exista acea zonă de gri, cum o numim noi. Trebuia să fac o alegere de viață, să mă căsătoresc cu acel băiat și să nu mai merg la biserică, să nu mai vorbesc despre Dumnezeu, de acel Dumnezeu care eram însetată, sau să-L aleg pe Dumnezeu și lucrurile să se oprească acolo, să mă arunc în brațele Lui și să aștept să facă minuni pentru mine. Eu spun că în seara aceea a fost Dumnezeu care mi-a impactat viața. Am știut doar să strig la El, cu tăcerea inimii, cu golul și cu durerea care le-am avut acolo, și am zis: Doamne, nu știu cum vorbești, nu știu cum să mă adresez ție, dar eu am nevoie de Tine acum. Răspunsul care trebuie să mi-l dai nu se poate face mâine, nu se poate face peste oră, este acum. Și pentru că inima mea a fost atât de sinceră și atât de zdrobită și atât de că fără Dumnezeu nu mai pot, pentru prima dată în viața mea am știut că Dumnezeu vorbește și eu l-am auzit pe Dumnezeu cum îmi vorbește. Și El mi-a adresat niște cuvinte foarte simple. Renunță. Renunță la toată viața care o ai, pentru că eu am o nouă viață pentru tine.
acel băiat lângă care stai nu este cel pregătit de mine. Eu am pe cineva special pentru tine. Renunță la tot și vei vedea minunata viață care o am pregătită. Am auzit aceste cuvinte și apoi s-a făcut tăcere. Simțeam din partea lui Dumnezeu că este o alegere. Îmi pune în față totul și eu trebuie să răspund cu da sau nu. Și am știut că îl aleg pe Dumnezeu. Dar îmi lipsea ceva în seara aceea. Puterea. Aveam nevoie de o putere care trece dincolo de mine să iau totul de la zero. Dumnezeu a făcut, eu îmi place să spun că Dumnezeu a făcut, sunt niște fapte pe care Dumnezeu le-a pregătit ca eu să intru în ele. Și Dumnezeu a făcut să pot să merg într-o tabără de tineret cu elevii mei de la școală care s-au rugat pentru mine și în acea tabără public m-am răvășit la picioarele lui Iisus, m-am dăruit lui necondiționat și am zis, Doamne, vreau să faci realmente ce vrei tu cu viața mea din acest moment. Las totul în urmă, încep totul de la zero cu tine, nu știu multe lucruri, dar mă încred în tine, știu că vei face ceea ce ai promis. La câteva zile a fost o întâlnire specială în care noi, în contextul în care suntem doctrinari, credem în acel botez cu Duhul Sfânt, puterea care vine de sus. Elevii mei mergeau la acea întâlnire și am zis, unde merg ei, mă duc și eu, că eu mă țin după ei, sunt un exemplu în viața mea. Am ajuns în acel context și am zis, Doamne, eu nu știu ce înseamnă asta, nu pot să spun cum să mi-l dai, ce să faci, dar eu știu că am nevoie de o putere și te rog, dacă există într-adevăr, dă-mi și mie lucrul acesta. Și am primit așa ceva, scopleșită și acum să mă gândesc că un om păcătos cheamă numele Domnului, vrea să fie dedicat Domnului, vrea să-L cunoască pe Dumnezeu și Dumnezeu deschide cerul și toarnă lucrurile care vin din cer, care nu sunt de pe pământ, sunt lucruri din inima lui Dumnezeu, din mâna lui Dumnezeu, să toarnă asupra ta. Și Dumnezeu mi-a făcut o naștere de sus autentică prin faptul că mie, în acel moment, mi s-a schimbat gândirea, modul de a vedea lucrurile. Am simțit că renasc, că totul e de la zero cu Dumnezeu și că în față îmi stau lucruri extraordinare. Întoarsă la Baia Mare, am făcut decizia cea mai binecuvântată din viața mea. A urmat un deșert al vieții. Cred că Dumnezeu primește omul așa cum este. Dar după ce l-a primit în zdrențe murdar, urmează zdrobirea, frângerea, să ne dăm seama că tot ce urmează să facem în viața noastră este numai datorită Lui și pentru El. Care a fost decizia cea mai binecuvântată din viața ta? Decizia cea mai binecuvântată din viața mea a fost că L-am ales pe Dumnezeu. Asta este răsplata cea mai mare, asta este decizia care o poate face orice om de pe pământ, este cea mai importantă a vieții, pentru că de acolo decurge totul, decurge împlinirea, decurge sensul pentru care există pe pământ, este Dumnezeu. Și ai fost botezată? Și da, am primit și un botez venit de sus și am făcut și acel botez public înaintea tuturor că vreau să trăiesc cu Dumnezeu până la ultima suflare a vieții mele și vreau să fac voia Lui necondiționată, vreau să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui și El să aleagă pentru tot restul vieții mele. Ce a stârnit această decizie a ta? Ce a spus familia? Ce au spus cei din jurul tău? Bănuiesc că au fost două opinii. La modul general se întâmplă asta când un om vine dintr-un astfel de context. Suspiciune, neînțelegeri, întrebări, oare chiar este așa, cum ai putut să renunți la partea asta și să urmezi asta, pentru că există o mentalitate puțin denaturată, că noi atunci când ne întoarcem la Domnul ne limităm viața, care nu este adevărată. Eu care m-am întors de la plăcerea lumii acesteia la Dumnezeu, eu mi-am împlinit viața. M-am regăsit, știu cine sunt cu adevărat, pentru ce exist. Înainte nu cunoșteam lucrurile astea. Le căutam în locuri false și oriunde mergeam să le caut, nu-mi dădeau. Era ceva de un minut, de o oră, dar golul meu nu putea să-l umple nimeni decât Dumnezeu. Oamenii care nu au astfel de întâlnire cu Dumnezeu nu înțeleg, întreabă, nu cred, dar Dumnezeu le lasă timp să vadă cu adevărat viața noastră schimbată. Și de acolo își dau seama că într-adevăr ceva s-a întâmplat cu noi.
Și apoi călătoria a fost mai lungă, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu a avut o nouă identitate pregătită pentru tine, lucruri deosebite. Ai ajuns până la capătul pământului, El Salvador, o țară foarte îndepărtată, în numele Lui și pentru împărăția Lui Dumnezeu. Da, aș vrea să spun practic cum a făcut Dumnezeu ca să înțeleg eu lucrarea aceasta. În anul 2001 am făcut botezul public, a urmat timpul acela care l-am spus de deșert, de frângere. În anul 2003 eu continuam în tot acest timp să fiu profesoară în acel colegiu și aparte să predau și religia în mai multe școli din oraș. Lucrurile au dus până acolo încât să încep o nouă facultate, o facultate de teologie. Am cerut lui Dumnezeu un semn să împlinească un semn care eu l-aveam în inimă. Nu l-am spus cu voce tare, l-am spus tainic, să știu că este o lucrare a Duhului Sfânt care vine din partea Lui. Am mers într-o seară de joi la biserică, urma să era timpul scurt, trebuia să merg cu dosarul la acea facultate și am zis: Doamne, vreau să știu clar că lucrarea asta vine de la Tine. Eu aud acum în jurul meu multe voci care îmi spun că trebuie să fac asta. Este ceva care nu-mi doresc 100%, dar dacă Tu vorbești și eu înțeleg, ascultarea pentru mine este mai importantă decât orice. Și am rugat pe Dumnezeu ca în seara aceea să aud un cuvânt. Cuvântul urma să fie Betania. Fratele s-a ridicat, a deschis Biblia, a citit, un oarecare Lazar din Betania. Pentru mine am înțeles că trebuie să merg în această lucrare. Și a venit un moment în care Dumnezeu mi-a dat vălul la o parte să înțeleg că înaintea mea există lucrarea de misiune. Au fost atâtea situații în viața mea în care am întrebat: Doamne, de ce? De ce trebuie să trec și pe aici? De ce nu înțeleg asta? De ce suferință? De ce așa? Și la un anumit nivel de maturitate, Duhul lui Dumnezeu mi-a arătat: tot ce am făcut în viața ta până acum a fost pentru pregătirea acestei lucrări. Tot ce va urma în viața ta de acum încolo va fi pentru că te-am pregătit pentru alt nivel, alte lucruri. Dumnezeu, când ne trimite pe noi să slujim niște oameni, în primul rând lucrează în noi. Eu pot să merg să dau anumitor oameni ceea ce sunt în Domnul, ceea ce am cu Domnul și pentru gloria lui Dumnezeu. Dar primul lucru care îl face Dumnezeu operează în mine, operează cu viața mea, ca eu să pot să mă duc în numele Lui, să știu că toată gloria, tot ce urmează să fac, nu vine de la mine, ci este o putere a lui Dumnezeu. Și pentru asta trebuie să fiu un om frânt, trebuie să fiu un om zdrobit. Eu zic un om de viață, un om care să trăiești, să-L ai pe Dumnezeu, ca să și când vorbești, oamenii să te vadă că vorbești din pasiune, vorbești Dumnezeu. Sunt lucruri teologice care trebuie să le exprimăm, dar iubirea face tot. Oamenii, am văzut asta în fiecare câmp în care am mers. Cea mai mare nevoie a omenirii este iubirea, este dăruirea, este dragostea, să simtă că omul este iubit. Pregătirea asta care mi-a făcut-o Dumnezeu a făcut ca în anul 2005 să ajung pentru prima dată în El Salvador. Vă spun, aveam nevoie de viză. Am zis: Doamne, nici măcar consulate nu există în România. La vremea aceea nu știam ce înseamnă misiune transculturală. Nu aveam un suport să spun că oameni care să mă încurajeze, să mă pregătească pentru așa ceva. Am știut că există o chemare divină, că este o ascultare care trebuie să o fac și să merg cu Dumnezeu de mână și să umblu în călăuzirea asta a Duhului Sfânt. Am văzut lucruri imposibile, cum să merg la consulat, cum să fac aia, de unde banii, nu știam nici bine limba. Într-o zi eram în casă și Dumnezeu mi-a spus: te pui la masă, iei cărțile și înveți limba spaniolă. Și am zis: Doamne, singură, a să fac lucrul ăsta, eu îți voi da înțelepciune, eu voi turna peste tine, tu trebuie să te pui la birou să înveți. Și lucrul acesta l-am făcut și în câteva săptămâni Dumnezeu mi-a dat o înțelepciune supranaturală să pot să învăț limba, cel puțin zic eu lucrurile de bază generale. Când am stat în fața vizei și am zis: Doamne, fă ceva, nu știu unde să merg, consulat neavând în România, unde să merg, dosarul care să-l pun. Eram așa de naivă, nu știam multe lucruri să le fac. Și insistând cu telefoanele, la un moment dat, stând în rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să fac o minune, am zis: Doamne, dacă cu adevărat trebuie să merg acolo, mai fă o minune. Și Dumnezeu a făcut-o. Am sunat la câteva zile și răspunsul a fost dat. S-a scos viza pentru El Salvador. Pentru mine a fost copleșitor. Când Dumnezeu te vrea într-un loc,
mișcă granița, mișcă munții, face orice. Și am zis, Doamne, ca să ajung în El Salvador este nevoie de o sumă de bani mare, care eu n-am avut-o niciodată în viața mea. Ce am ținut în mâna mea fizic a fost salariul unei profesoare. Eu am ieșit din învățământ la cuvântul lui Dumnezeu pentru o vreme hotărâtă de Dumnezeu. Mi-am luat cartea de muncă, trăiam efectiv prin credință. Și Dumnezeu a avut pregătiți oamenii care le-a vorbit prin Duhul lui Dumnezeu că trebuie să dăruiască pentru această lucrare. Au fost oameni care m-au sunat și au spus, Dumnezeu mi-a vorbit să-ți dau suma asta de bani. Mulți nu știau cât este nevoie, neapărat unde merg, dar a fost Duhul lui Dumnezeu care a vorbit acestor oameni. Astfel că în 3 martie am zburat spre El Salvador într-o aventură, într-o experiență cu Dumnezeu atât de profundă și care încă o dată mie mi-a schimbat viața. Ce fel de oameni ai întâlnit în El Salvador? Aș vrea să ne referim în mod special la femeile din acea țară, din America Centrală. Da, aș vrea să conturez un profil al acestei femei. Se știe că America Centrală, America de Sud a fost oarecum descoperită de către Spania, lumea latină, s-a dus acolo și cultura, limba, astfel se găsește că în afară de Brazilia, țările din America de Sud, America Centrală și Mexic vorbesc limba spaniolă. Vorbim despre o clasă socială care este împărțită în clasa înaltă, alta, spunem noi, și clasa de jos. Cam 20% din comunitate trăiește în această clasă înaltă, 80% în clasa de jos. Contrastul este foarte puternic. Poate că ceea ce vedem noi în telenovele ar putea să descrie clasa înaltă. Femeile care sunt foarte bine servite, femeile care nu spală, care nu gătesc, care chiar nu îngrijesc copiii cum îi îngrijim noi sau în clasa socială, și profilul acelei femei din clasa de jos care nu are parte de școală. Multe dintre ele nu știu să citească, să scrie, pentru asta este foarte greu să-și găsească un loc de muncă. Femei care poate nu se căsătoresc niciodată legal cu acte, dar în viața lor au avut parte de 2, 3, 4 bărbați. Contextul cultural negativ din America Centrală este că nu există un profil real al familiei. Trăind în mahalale, majoritatea în condiții de o sărăcie, hai să le numim până acolo chiar și luce, foarte puțin se căsătoresc. Dar bărbații trăiesc cu mai multe femei. Se întâmplă ca o femeie să aibă cu 1, 2, 3 copii de la un bărbat. Acel bărbat, când vrea, poate să plece. Nu există legi care să protejeze femeia din punctul ăsta de vedere și copiii să primească acea locație care noi, lumea occidentală, avem parte de ea. Și femeia rămâne cu acei copii. Ea este în continuare, în așteptare. Există un gol în inima ei. În așteptare ca mâine să se întâmple ceva. Poate mâine viața mea va fi mai bună. Și în așteptarea ei, o femeie care trăiește într-o colibă cu acei copii, care nu are un loc de muncă, trebuie să inventeze ceva, trebuie să facă ceva. Trezitul acela de la 5 dimineața, mers în pădure, în junglă, luat niște vreascuri, făcut un foc, mers căuta niște mango, niște banane, portocale, să facă de mâncare, să dea la copii, așteptând să se întâmple ceva mai bun în viața ei. Poate să apară un nou bărbat care să stea un an, doi, să mai facă unul sau doi copii, acel bărbat iară să plece. Am întâlnit cazuri în El Salvador în care un bărbat avea și 14 copii cu femei diferite. Asta este o mare durere, apoi copiii aceia care cresc sunt foarte expuși și abuzați. În lumea Americii Latine, fata este abuzată de la o vârstă, hai să numesc și de 90 ani. Există ca un fel de junglă, cine poate să supraviețuiască. Locuri în care pandia, maras, bandele sunt foarte bine organizate și foarte periculoase în America Centrală și America de Sud. Aceste bande au un fel de control al țării. Ele au dreptul, în ghilimele, să meargă într-o comunitate de oameni. Dacă ai o mică afacere, afacere de familie, în care tu încerci să vinzi sau să faci mâncarea tradițională, pupusa, să ai un câștig care să poți să
îți porți copiii la școală și să le dai de mâncare, acea bandă poate să vină și să spună: dacă tu vrei să-ți menții această afacere, în fiecare săptămână sau lună trebuie să ne dai suma stabilită de noi. Dacă nu ne-o dai, se va întâmpla ceva cu tine sau cu unul dintre membrii familiei. Și sunt cazuri în care oamenii nu pot să plătească și ca să fie luați în serios și să mențină acea teamă în mijlocul comunității, omoară. Omoară și oamenii de frică nu vorbesc, pentru că chiar dacă văd ceea ce se întâmplă, apare poliția, nu vorbesc pentru că știe că dacă va vorbi, următoarea victimă este din familia lui. Și femeile trăiesc în contextul ăsta de groază, de creșterea copiilor. Strigăt de durere. Au strigăt de durere și pentru că n-au ce să dea de mâncare la copii. Eu cred lucrul ăsta, ca mamă, nu există o durere mai mare să stea copilul în fața ta și să spună: mamă, mi-e foame. Și tu să n-ai ce să-i dai de mâncare. Mamă, mi-e foame. Tu să n-ai ce să-i dai de mâncare. Să vezi în fața ta că copilul poate să-ți moară de foame. Nu știu dacă există tragedie mai mare pentru o mamă, nu? Și se menține foarte mult, este răpirea de copii. Chiar noi, ca albi, ca misionari, când mergem acolo, trăim puțin cu teroarea asta, ca nu cumva în locuri publice în care mergem să nu se întâmple ceva cu noi sau cu copii, dar știm că puterea lui Dumnezeu este peste noi. Revenind la profilul femeii, în toată disperarea asta, în toată groaza asta, femeia cunoaște pacea și cunoaște liniștea doar când se întâlnește cu Iisus. Iisus reabilitează această femeie din contextul Americii Latine și viața ei, poate material, nu va fi una mai bună, dar faptul că primește pace și primește liniște și siguranța mântuirii, pentru ei, și dacă se întâmplă să moară, măcar mor mântuiți. N-au avut parte de binecuvântările materiale, dar intră în cele veșnice în momentul în care l-au primit pe Iisus în viața lor. Ai vreo viziune asupra unei schimbări de bază care ar putea să se întâmple într-o astfel de țară? Aștepți ceva încât totuși viața să devină mai ușoară? Ne-am frământat cu întrebarea asta, am pus întrebarea asta. Dumnezeu mi-a dat ocazia să fac parte dintr-o lucrare cu femeile la nivel național în El Salvador. Am lucrat cu femei slujitoare care mergeam în mai multe locuri din țară, la diferite biserici în care invitam femeile, ne rugam pentru ele și am văzut lucruri minunate în care femeia vine la picioarele lui Iisus, îl acceptă pe Iisus, dar când se întoarce acasă, are aceeași condiție. Copiii cer în continuare de mâncare, ea nu știe să citească, nu știe să scrie, n-are loc de muncă. Și am vorbit cu acele femei ce am putea să facem mai mult decât atât. Și am văzut că există nevoia de o schimbare de mentalitate. Clasa de sus nu are interesele ca acești oameni să învețe mai mult, să știe mai mult, pentru că li s-ar reduce lor din fonduri și n-ar mai avea ei stilul de viață. Prea puțin am văzut proiecte sau interese ca și clasa de jos să se ridice. Lumea creștină, în schimb, poate să facă lucrul acesta. Concret, s-au pus bazele unui ONG în El Salvador, ca prin acest ONG să putem să dăm posibilitatea mai multor femei să primească cursuri. Cursuri de gătit, cursuri de făcut anumite lucruri care să le producă și apoi să se poată vinde și cu acei bani să-și întrețină familia. Am dorit foarte mult să cumpărăm chiar un teren agricol care să le dăm femeilor să lucreze, să-și lucreze pământul, să poată să pună acolo de aleguri, să aibă ce să le dea la copiilor. Eu cam așa văd o schimbare de mentalitate în care vedem că dacă guvernul nu acționează și nu face ceva, biserica de acolo, pentru că se știe la ora actuală, la America Latină, America Centrală, are o trezire spirituală, sunt evanghelici, sunt biserici, am întâlnit multe biserici. Biserica poate să schimbe ceva, poate să facă lucrări, proiecte le numim noi, care să investească. Există nevoie, este nevoia unei investiții, dar acea investiție lasă o durată lungă, pentru că pune femeia într-un context în care să facă ceva,
să primească o valoare, să zică sunt în stare să fac lucrul ăsta, chiar dacă nu pot la vârsta de 40 de ani să fac o școală, am mâini, am atâta de oferit să muncesc și din ceea ce câștig să pot să mă întrețin familia. Ca și biserică am văzut că lucrul ăsta se poate și practic există acest ONG care dă de lucru femeilor din El Salvador. Nu au cei care sunt implicați în astfel de proiecte probleme cu acele organizații subterane, acele bande care bande vor să controleze totul? Le au, pentru că pandias, bandele acestea, oarecum au un control la nivel național. Sunt lucruri care la un moment dat tot trebuie spuse. În orice context se știe că astfel de bande, ca să poată să supraviețuiască, trebuie să aibă oarecare legătură și cu, să spunem, cu guvernanții. Mai trebuie să precizez un lucru. În orice loc public în care mergi în America Centrală, fie că este vorba de farmacie, fie că este vorba de un restaurant, fie că este vorba de o școală, fie că este vorba de un cabinet deschis, trebuie să ai un om plătit. Noi îl numim un om de pază, un gardian, care stă stea de 1, 2, 3, depinde, care să fie non-stop cineva acolo cu pușca, cu sabia și să păzească. Totul este în gratii. Dacă cineva va avea posibilitatea să meargă în El Salvador, în anumite orașe, este ca o închisoare din afară, pentru că totul este cu sârmă ghimpată, cu gratii. Dacă nu ar fi acest lucru, în timp de noapte, pandias ar intra în interior, ar sparge, ar fura. Este la un moment dat El Salvador, Hondurasul, a ajuns cu cea mai mare rată de oameni uciși zilnic. Și la 14 persoane care mor zilnic, dar nu trebuie să existe un motiv concret. Pur și simplu, sunt situații în care opresc autobuzul, intră în autobuz și spun, tot ce aveți la voi să puneți aici. Cine îndrăznește să spună nu sau să comenteze, îl poate împușca pe loc. Și bineînțeles că ei încearcă să influențeze negativ sau să pună, noi spunem, o amenințare și asupra acestor organizații, dar mare este puterea lui Dumnezeu. Vedem, am văzut în mod supranatural păzite biserici de mâna lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, pe stradă. Aici intră în acțiune Dumnezeu. Ceea ce punem în mâinile Dumnezeului celui viu are puterea să păzească, are puterea să păzească clădiri, proiecte, pentru că noi le încredințăm lui Dumnezeu. Există pericolul, dar am experimentat puterea lui Dumnezeu de a păzi bine acele lucruri. Aș vrea să ne referim, deși nu ne-a mai rămas foarte mult timp, că timpul trece foarte repede, și la profilul femeii musulmane pe care ai întâlnit-o, sau contextul în care i-aș desfășoară activitatea, pe care ai întâlnit-o în Europa, unde lucrezi acum. Da, Dumnezeu a hotărât pentru noi, după această perioadă de slujire în El Salvador, ne-a vorbit să ne întoarcem în Europa, să ne pregătim basic pentru lumea musulmană și să mergem acolo unde ne spune. Noi eram pregătiți să mergem în orice țară, în orice context care Dumnezeu ne-ar fi spus. Dumnezeu a ales pentru noi Spania și vedem de ce, astăzi vedem atât de clar de ce Spania, vorbim despre o libertate religioasă, despre anumite oportunități care astăzi poți să le faci în Europa și nu poți să le mai faci în țările lor. În întâlnirea mea zilnică cu astfel de femei, majoritatea provin din Maroc, din Tunisia, din Egipt, întâlnim femei și din Sahara Occidentală. Pot să fac acest profil ducându-mă la ceea ce m-am întâlnit eu personal în viața lor. Acel strigăt de durere, dacă îl numesc bine. Femei care pe stradă le vedem femei normale, nu? Respiră, merg la cumpărături, copiii încearcă să-i ducă, să-i aducă de la școală, dar când ajungi să ai o prietenie cu aceste femei, ce descoperi în viața lor este, în primul rând, lipsa de identitate. Vorbim despre o femeie care vine dintr-o cultură islamică în care Coranul, tradiția, jinul, tot ceea ce ea a învățat de mică, nu cunoaște cu adevărat cine este, valoarea care o are.
că cineva a murit pentru ele special. Pentru ele sunt lucruri ascunse, lucruri dorite. O femeie care în perioada Ramadanului îi este frică și să-și înghite saliva de frică, să nu fie pedepsită de Allah. O femeie care ar putea să facă cele mai bune fapte și totuși să nu aibă siguranța că ea ajunge în acel rai cer pregătit de Allah. O femeie care să trăiască într-un context cultural de onoare și rușine. Și ori de câte ori, nu intenționat, dar poate din greșeală, ar putea să facă o rușine. Ca să fie câștigată onoarea familiei, poate să fie luat chiar viața acelei femei. Femei care strigă, eu îl numesc un strigăt de durere. Acest strigăt de durere a ajuns la Dumnezeu și Dumnezeu face lucruri minunate pentru ele, pentru că le-a adus în contextul în care noi slujim pe noi și pe alți copii al lui Dumnezeu, i-a pus în acel context ca să întâlnim, să-L mărturisim pe Iisus, pentru că o altă mentalitate greșită a femeilor din Europa, pe care eu l-am întâlnit în discuții cu ele, este denaturarea cuvântului creștin, ceea ce înseamnă să fii creștin. Ele cred că creștinismul este ceea ce văd în viața de zi cu zi și în ceea ce privesc la televizor. Femeile sumar îmbrăcate, femeile gălăcioase, doar când întâlnesc un copil al lui Dumnezeu de dragoste, de iubire, ele sunt dezarmate și spun, iubirea care este în tine o doresc și eu. Speranța care o ai tu, o doresc și eu. Pacea care o văd peste tine și casa ta, o doresc și eu și nu am. Cum aș putea să ajung la ele? Cum aș putea? Și este momentul în care noi să-L mărturisim pe Iisus. Nu este atât de simplu ca o femeie din astfel de context să-L primească pe Iisus, pentru că a crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu în context musulman, vorbim despre blasfemie. Ea poate să fie repudiată de soț, de copii chiar, și de acea comunitate de umă în care trebuie să ia totul de la zero. Dar real ce există în aceste femei este dorirea de a se îmbăca, de a avea pace, de a avea speranță. Ceea ce noi avem de la Dumnezeu este strigătul de durere care îl aud prin Duhul lui Dumnezeu pe străzi, întâlnindu-le, văzându-le, realizez și înțeleg că ele au nevoie să se împace, au nevoie de ceva care nu cunosc, nu au și doresc atât de mult. La modul general, aș putea să includ un profil. Aspectul poligamiei este regăsit în zona europeană sau se poartă doar în țările islamice? În țările islamice se știe, șaria, toate lucrurile astea sunt acceptate. Un imam poate să aibă 2, 3, 4 soții, dar trebuie să le întrețină din punct de vedere financiar. Noi în Europa am întâlnit musulmani care să trăiască cu două soții în casă, dar bineînțeles că datoria este că trebuie din punct de vedere financiar să fie întreținute. Un bărbat care nu poate să întrețină două sau trei soții, nu cred că se încumetă la lucrul acesta. Am întâlnit în Europa, există, dar din punct de vedere legal, Europa recunoaște doar o soție, chiar dacă ei au mai multe în contextul în care suntem. Cum le vezi pe femeile din astfel de familii? Cred că acolo e un strigăt de durere și mai mare. Sau cum fac față la această situație? Da, ele sunt crescute pentru venind cu cultura lor într-un context occidental, pentru ele este normal. Cred că la nivel de sentimente, de emoții, nu 100% acceptat de ele în adâncul inimii, dar la nivel de context, de cultură, este un lucru normal. Nu m-am pus niciodată în pielea lor sau să înțeleg cu adevărat cum este ca un soț să se raporteze în același timp la două sau trei soții, dar noi în contextul în care am mers și am văzut, cineva face curățenie, cealaltă soție face de mâncare, cea în vârstă de obicei este responsabilă, să spun, de creșterea
copiilor, le dă mai multă educație, cea tânără în contextul european vorbind, dacă are posibilitatea să lucreze, să facă curățenie sau să vândă ceva, aduce și ea un buget în casă, dar cea mai în vârstă se ocupă mai mult de a da educație, de bunele maniere, de ordinea, de lucrurile cum să fie așezate. Și este ea mai respectată și mai influentă? Mai respectată și mai influentă în ceea ce am văzut noi, dar în același timp și strigătul din partea celelalte soții care spune și eu sunt aici, și eu am drepturi, și eu trebuie să mă impun. Cred că între ele nu se poate să nu existe oarecare concurență. Și oare pe cine iubește mai mult, pe tine sau pe mine, dar este o resemnare, este o acceptare, pentru că asta este cultura lor. Numai în contextul și în momentul în care îl întâlnesc pe Iisus, îl acceptă pe Iisus, se consacră lui Iisus, viața lor poate să fie reabilitată. Este șansa vieții lor. Când facem aceste profile, ne gândim cât de binecuvântate suntem noi care îl cunoaștem pe Domnul și trăim într-o țară liberă. Cred că nu sunt termeni de comparație, dar poate fără să vrei, fiind acolo, tot timpul găsești lucruri care probabil noi, cele care nu avem contact cu lumea musulmană în fiecare zi, uităm de aceste binefacere ale Domnului, care deja ne-am obișnuit cu ele. Da. Vreau să vorbesc din toată inima ceea ce spun. Noi, ca și femei din România, din Occident, cu adevărat, nu înțelegem cât de binecuvântate suntem. Există o prăpaste de o parte între noi și lumea latină, la nivel fizic, material, cum trăiesc femeile de acolo, și există o altă prăpastie la nivel spiritual, cum trăiește femeia în contextul islamic. Vorbind despre noi, Dumnezeu atât de mult ne-a binecuvântat pe noi, și material, și spiritual, pentru că suntem fiicele lui Dumnezeu. Viața noastră a fost reabilitată, sferele vieții noastre au fost reabilitate. Ce mai mare binecuvântare și împlinire decât să știi că Dumnezeu ți este Tată, decât să știi că Dumnezeu îți dă pâinea cea de toate zilele. Dumnezeu ne-a binecuvântat atât de mult încât El ne dă acum privilegiu, onoarea să fim binecuvântare pentru națiuni. Cred că și în primul rând pentru casa noastră, pentru contextul în care trăim, pentru țara noastră, dar Dumnezeu, ca și românce, în ziua de astăzi, ne dă posibilitatea să fim binecuvântare pentru națiuni. Ne gândim la puterea rugăciunii, stând de vorbă cu Dumnezeu și chemând numele lui Dumnezeu pentru femei din lumea aceasta care nu au ceea ce avem noi. Noi trebuie să credem în imposibil și în puterea lui Dumnezeu de a schimba lucruri. Cred că rugându-ne în lumea spirituală, Dumnezeu prin Duhul lui acționează. Acționează la nivel material, că trimite mare din cer sau face ceva ca o femeie să primească pâinea pe masă. Și mai cred că la nivel spiritual Dumnezeu poate să rupă legăturile, întăriturile islamului, ca o femeie să poată să aibă luat vălul și să vadă lumina și să poată să-L cunoască pe Iisus. Și noi nu putem să ajungem probabil în Salvador, în Honduras, în America Latină, nu putem să ajungem în țări islamice, dar prin Duhul lui Dumnezeu, prin puterea rugăciunii, putem ajunge acolo. Asta este primul și cel mai important lucru care putem să-l facem. Dacă Dumnezeu ne dă ocazia, posibilitatea, rugându-ne să facem și altceva, este la îndemâna noastră, este alegerea noastră. Făcând acest lucru, în primul rând, noi suntem binecuvântate, pentru că căutăm împărăția lui Dumnezeu mai mult ca orice, primim binecuvântare prin prezența lui Dumnezeu și sunt lucruri care cred că fiecare femeie care le face, le poate mărturisi și le poate experimenta. Mulțumim, Ioana, de aceste gânduri frumoase și încurajatoare. Ne-ai făcut să vedem mai mult din bogăția pe care ne-a dat-o Dumnezeu și cu care poate ne-am obișnuit. Îți doresc multă binecuvântare și Domnul să aibă mâna sa întinsă peste tine și familia ta acolo unde lucrezi în Spania, unde lucrați, și
cred că ne-ai motivat și promitem să ne rugăm pentru voi ca Evanghelia să biruiască puterea întunericului. Și dacă întunericul se numește Islam sau oricum altcumva, pentru Dumnezeu nu contează. Aș vrea să închei cu aceste cuvinte. Avem privilegiu unic ca și biserică, cu puterea Duhului Sfânt, să facem pentru vremea noastră lucruri care ne sunt date să facem și vom avea o mare părere de rău dacă nu simțim cum inima lui Dumnezeu, nu numai pentru noi și pentru alte națiuni. Noi ca și popor român putem să spunem că a fost evanghelizat, reevanghelizat și super evanghelizat. Dar există în lume etnii neatinse. Când vorbesc despre etnie neatinsă, nu au auzit despre cuvântul lui Dumnezeu sau nu există o biserică autentică prin care să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. Iisus Hristos a murit și pentru aceste etnii. Noi am primit atât de mult favor să fim ceea ce suntem și să avem ceea ce suntem. Dar încă strigătul merge spre aceste națiuni. Ca popor român suntem privilegiați, super privilegiați să luăm parte la secerișul acesta imens. Să ne ajute Dumnezeu să facem asta cu toată inima, cu toată dedicarea și să știm că o să vină ziua în care o să vedem răsplata noastră cea mai mare pe Dumnezeu și rodul rugăciunilor noastre și a ceea ce am făcut pentru slava Lui. Mulțumim, Ioana, și Dumnezeu să ne ajute pe toți la ceea ce spuneai. Subscriu din toată inima și în adâncul inimii mele este răsună rugăciunea aceasta și îmi place din ce în ce mai mult să vină împărăția ta și să se facă voia ta. Amin. În toate națiunile. Amin. Amin. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Credem că alte concluzii sunt de prisos. Ioana a reușit să ne motiveze cu gândurile ei frumoase și a făcut singură concluzia, aceea de a fi gata să ne implicăm în marea trimitere, pentru că acesta este momentul nostru. Să fiți binecuvântați și vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile peste o săptămână. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.